Bun găsit la știri sormănii, care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârloș și comunele din împrejurii. Cum trebuie procedat în situația în care un locatar din scara blocului refuză să-și achite consumurile la apă, iar cei care au îndrăznit să-i ceară să-și plătească dările au fost luați la bătaie? Este întrebarea adresată de un reprezentant de scară negociatorului Apa Vital la întâlnirea consultativă care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar astfel de situații sunt întâlnite tot mai des la Pașcani. Bărbatul a cerut sprijinul operatorului pentru debranșare doar a celui în cauză, nu și a locatarilor care nu au datorii. Pășcăneanul, care așteaptă să-i fie plătite facturile de vecinii săi, pensionari și familii cu mulți copii, se numește Costel Iftode, cunoscut mai degrabă sub porecla Gâț. Este un interlop care se laudă că are mulți bani făcuți din afaceri suspecte. A fost de mai multe ori cercetat pentru scandaluri, consum și trafic de droguri, iar acum este clientul permanent al barurilor și sălilor de jocuri de noroc. Părerea mea este că nu este adevărat ce spune el, în primul rând. Ne-am unit toți la un loc, că la un moment dat am rămas toți. Domnul ia și probează, și nu pune el un fel de praf de ăla acolo, mă înțelegi? Și îl fă la amestecul cu apă și mi-l dă, ia gâți dacă vrei și probează. Am luat, am probat să văd și eu cum e, nu normal. Au luat toți, au luat și câte două pastile de alea, câte extazi. Eu am început să dansez, am dansat toată lumea. Vecinii lui se plâng că sunt nevoiți să pună mână de la mână pentru a-i achita acestuia facturile la apă. Este singurul din bloc care nu are apometru în apartament, dar nu-i pasă. Anul trecut, locatarii i-au achitat datorii peste 200 de lei, iar acum sunt nevoiți să o facă din nou pentru a nu rămâne fără apă. Nu vă mai plătesc apa, ca și cum apa asta nu ar fi a lui, că el e pe paușal, noi toți avem apometri și nu ne convine. Deci noi consumul nostru ne-o plătim efectiv. Da, de fapt s-au pus și banii nu s-au recuperat, da, au fost niște vecini care au pus, da, 2 milioane care le-au pus. Nici acum nu-ți dați înapoi banii. În loc să le dea banii înapoi, Gâț a început să-i amenințe. Nimeni nu mai îndrăznește să-i spună ceva de frică că va fi bătut. Mai mult lasă apa să curgă cât este ziua de mare pentru a-i pedepsi și mai mult pe cei care îndrăznește să-i ceară bani. Noi avem probleme nu de acum, deci de când s-a fost problema cu apa. De la început, de când s-au făcut contractele, de atunci au fost probleme. Deci spui că ai probleme cu el, da. Sunt nouă apartamente din care la un apartament nu se locuiește. El este singurul care e la paușal. Restul avem apometri. Au fost 14 metri cubi care au ieșit în plus. Noi, având apometri, plăteam ce era de plătit la noi. Dar 14 metri trebuia să-i trecem noi. Noi nu-i convenea, că el spunea că nu consumă. Dar anumit o făcut, vara trecută parcă o făcut, că era și domnul Cojocaru în spate. Și făcea duș toată ziua, deci anumit făcea, că s-auzea că curgea apa pe țava din spatele blocului la noi. Era și spartă și se vedea cum curgea apa. Deci el anumit lăsa apa să curgă, a spus că noi vă lăsăm apa să vă curgă, nu plătesc, nu plătesc și țip în bloc. Pe lângă alte probleme care le faci. Nu, și să... amenință permanent și noi cam teme. Locatarii sunt îngroziți că și în acest an trebuie să scoată bani din buzunar pentru plata facturilor vecinului. S-au adunat restanțe de peste 300 de lei care trebuie achitate cât mai repede pentru a nu rămâne fără apă. Nu știm ce să facem. Ne s-au spus că să punem noi toți să plătim pentru el. Da, ați spus vreodată până acum? Nu. Negociatorul Apa Vital spune că va discuta această problemă cu conducerea societății. El i-a sfătuit pe locatari să-și facă branșamente individuale sau măcar să se organizeze într-o asociație pentru a nu mai fi întreruptă furnizarea apei, iar cel care își bate joc de ei să fie dat în judecată pentru recuperarea debitelor. Bun, la fel au fost discuții interesante în legătură cu cei care consumă și nu plătesc. Și ați avut un caz din explicat foarte bine cu un reprezentant de scară care a prezentat, de exemplu, că locatarii pun bani strâng și pun bani pentru achitarea facturii unui rău platnic. Așa. Așa. Ce pot face locatarii Bun. Într-o astfel de situație? Uitați, haideți să mă bucură că ați adus în discuție această problemă. Haideți să discutăm puțin situația aceasta, punând în paralel varianta A, cu asociație de proprietari, varianta B, fără asociație de proprietari. Bun, înainte de a discuta cele două variante, haideți să spunem telespectatorilor despre cine este vorba. Nu-i cunosc numele de pe buletin, dar toată lumea îl știe de Gâț. Da? E un
cetățean al municipiului Pașcan certat cu legea, care are cu totul alte preocupări decât cele cinstite, să spunem așa, se ocupă cu tot felul de chestiuni dubioase. Se laudă că are bani, da, din afacerile pe care le face, dar iată, nu înțelege să-și achite facturile și sunt discuții serioase până la amenințări și chiar tot felul de probleme cu locatarii de acolo, da? Chiar a spus domnul de acolo că este frică pentru familia lui. Da, regret că sunt astfel de situații. Să-l abordeze, să-i solicite și au pus vecinii lui, ultima dată au strâns și au achitat restanțele de 250 de lei. Bun. Stimate domn, mergi și plătește datoria celor care te-au ajutat și prietenilor dumitale, cei care te apreciază probabil pentru grozăveniile pe care le faci, acești prieteni trebuie să știe că tu nu ești în stare să-ți achiți factura și consumul la apă, da? Că deși spui că ai bani în buzunar, că te distrezi, că câștigi și cheltui foarte mulți bani, de fapt, nu ești în stare să achiți câțiva 10 de lei, 20, 30, 40 de lei. E de apreciat când o persoană câștigă foarte bine și trăiește foarte bine și e de lăudat o asemenea situație. Numai că aici la terasă consumând băuturi alcoolice. Numai că, știți, nu m-aș simți bine să fiu în locul dumnealui, să știu că poate un pensionar extrem de în vârstă cu o pensie de 400 de lei îmi plătește mie factura și îmi plătește consumul de apă. Cele două variante. Ce pot face locatarii în astfel de situații? Vedeți, aici iese în evidență avantajul asociației de proprietari. În ceea ce privește asociația cu personalitate juridică e simplu. Două treimi dintre locatari pot lua o decizie. Și anume? O primă decizie pe care ar putea lua-o e următoarea. Să-l someze pe acela să-și plătească. Din ce îmi spuneți dumneavoastră, e cert că nu va plăti. Dar ei trebuie să facă acest pas. După ce trece termenul de plată pe care asociația i l-a fixat, asociația cu somația respectivă poate merge la operatorul APA Vital și poate să îi dea acestuia obligația ca recuperarea datoriilor acelei persoane să fie făcută de către operator. Și se merge pe calea legală, fără să se oprească apa la scara de bloc și fără să mai fie implicați locatarii și vecinii. Deci, lucrul acesta, în situația în care nu este asociație de proprietari, nu se poate întâmpla. Și atunci vor continua să plătească la nesfârșit datoriile lui ca să nu rămână fără apă. Costel Iftode nu a fost de găsit pentru a explica de ce așteaptă ca vecinii să-i achite facturile. În Pașcani sunt sute astfel de cazuri. De exemplu, fostul operator de apă și canalizare a trimis în judecată peste 400 de restanțieri cu datorii de mii de lei. Societatea are de încasate la populație peste 1,8 milioane de lei, iar o parte din sume sunt prescrise. La fel se întâmplă și la regia de termoficare, aflată în imposibilitatea de a-și achita facturile la gaz din cauza răuplatnicilor. Au început cursurile. Principala preocupare a profesorilor și elevilor este să primească manuale. Sunt și clase unde s-au dat testări pentru a se vedea nivelul cunoștințelor elevilor și în acest an școlarii primesc coș și lapte, iar fructele din semestrul al doilea. A început școala, iar miile de elevi încep să se acomodeze după noul program. Prichindeii, pe lângă lecțiile prin joc făcute la clasă, au făcut cunoștință cu doamna învățătoare și colegii. Din prima zi de școală, ei au primit corn și lapte. La început, încă din prima zi, de pe 12 septembrie, când am primit toate produsele pentru cei 807 beneficiari ai școlii noastre, de la clasele pregătitoare până la clasa a 8-a. De exemplu, elevii din clasa a 2-a de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani primesc produsele și le duc acasă. Asta pentru că majoritatea dintre ei au pachetelul pregătit de acasă. Păi, în primul rând, le iau. Da. Am și eu le iau acasă și mănânc. Le duc acasă. Da. Da. Nu, doar le duc acasă. Produsele sunt aduse zilnic și depozitate în condiții bune. Au fost cumpărate și frigidere pentru ca cutiile cu lapte să fie puse la rece până când sunt distribuite. Dimineața pentru cei mici, la amiază pentru clasele de gimnaziu. Laptele îl primim conform contractului o dată la două zile, deci pentru două zile, motiv pentru care am achiziționat
vitrine frigorifice și frigidere pentru a le putea păstra în condiții optime, iar cornul primim în fiecare dimineață. El se distribuie celor de la învățământul primar în pauza de la 10 și un sfert, la 10 jumătate, iar celor de la 5-8 în pauza de la 14-20 la 14-30. În semestrul al doilea, elevii vor primi și un fruct pe zi. Programul cu mărul în școli, deci programul fructelor, începe întotdeauna în luna februarie și se dă pe parcursul semestrului al doilea, din februarie până în iunie. Tot de la început de an școlar, elevii au primit și manuale. Ele sunt luate pe bază de proces verbal de la magazia școlii și predate la clasă. Noutatea în acest an este că și liceenii din ultimii ani de școală vor primi gratuit manuale. În anul școlar 2016-2017 s-au asigurat manualele pentru clasele 1-10 ca de obicei. Pentru clasele a 11-a și a 12-a deja s-a pornit achiziția de manuale, o parte din manuale au ajuns deja în școală, urmează și celelalte să ajungă în timpul cel mai scurt. Sunt manuale suficiente, s-au făcut atât recartări cât și comenzi pentru ciclul primar, care an de an primește manuale număr egal cu numărul de elevi. Directorii unităților de învățământ dau asigurări că elevii nu sunt nevoiți să cumpere manuale, însă sunt clase unde e necesară achiziționare de auxiliare pentru lucru suplimentar. Au ales să învețe la școlile din Pașcan pentru că aici se face carte și că e un oraș mic, numai bun să se adapteze la viața din România, spun adolescenții veniți din Republica Moldova să studieze anii de liceu în municipiu. Datorită mediilor mari avute în gimnaziu și la examen, ei au fost distribuiți conform alegerilor făcute. Zinaida și Cristina au început o viață nouă departe de părinți, frați și surori. Ele sunt eleve la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani și prima impresie a fost de oraș mic și curat cu oameni prietenoși. La școală s-au integrat din primele zile. Sunt din Republica Moldova, orașul Florești. Am venit aici în clasa nouă și am fost internată în cămin. Am făcut cunoștință cu colegii de clasă, apoi cu toți cei care stau în cămin. Desigur că în primul rând m-am prietenit cu moldovenii. Și am fost mereu uniți, am comunicat și cu românii, mi-am făcut chiar prieteni, dar totuși cea mai bună prietenă este colega mea de clasă. Este bine că am venit în școala aceasta pentru că orașul e mic și a fost ușor să mă acomodez, dar totuși locuri pentru distracție, pentru odihnă sunt. Mi-a plăcut și mie, am deja, să zicem așa, două zile de când învăț aici și îmi place colectivul, îmi plac fetele cu care sunt în cameră, sunt în internat, adică este destul de fain. Zinaida este pentru al doilea an la școala din Pașcan, elevă în clasa 10, are deja planuri pentru anii de studenție. Vrea să plece în străinătate, să profite de oportunitățile care îi se oferă. Acasă, la Florești, a rămas mama, care o așteaptă cu drag de fiecare dată, mai ales să fie împreună de sărbători. Am vrut să încerc ceva nou, pentru că în Moldova am învățat deja 9 ani și am vrut să văd cum este peste hotare. Poate merg la altă universitate în altă țară. Eu merg mai des acasă pentru că mama este singură și trebuie să o vizitez și merg de sărbători, de obicei. Cristina are 15 ani și este elevă în primul an de liceu. A ales această școală în urma recomandărilor făcute de alți colegi. A fost admisă și datorită mediilor mari pe care le-a avut în anii de studiu și examen. Am ales această școală fiindcă am auzit de la mai mulți colegi, mai mulți prieteni că este o școală bună și marea majoritate din elevi susțin bacalaureatul aici. În acest moment, la școlile din Pașcan studiază 43 de elevi din Republica Moldova, fiind cazați la cele două internate, de la Colegiul CF Unirea și de la Colegiul Mihail Sadoveanu. Statul român plătește bursă de studiu pentru fiecare elev din Republica Moldova în cuantum de 65 de euro pe lună, pentru cazare în internat și masă. Menționăm că înscrierea elevilor moldoveni a avut loc în perioada vacanței de vară, la sediile celor trei misiuni diplomatice ale României în Republica Moldova, respectiv în orașele Bălți, Chișinău și Cahul. Tinerii moldoveni optează pentru studierea limbii franceze, engleze, dar și a limbii ruse în liceu, majoritatea venind cu un bogat bagaj de cunoștințe, iar eforturile lor sunt lăudate de profesori. Un gest mic făcut la timpul potrivit face cât 1000 de cuvinte, spune o vorbă din popor, astfel persoanele cu dizabilități locomotorii și mămicile cu venituri mici, care au bebeluși până în 3 luni, pot primi scaun cu rotile sau hăinuțe și produse de îngrijire gratuite.
Acțiunile de binefacere încă se mai desfășoară în municipiu datorită unor pășcăneni cu suflet mare. Părintele Dumitru Crist oferă celor care au cu adevărat nevoie căricioare, hăinuțe și produse de îngrijire. Ele sunt în stare bună de funcționare și noi. De data aceasta am primit ajutoare din Germania și din Anglia. Din Germania 9 căricioare și 9 cadre pentru persoane cu dizabilități și din Anglia printr-o persoană binevoitoare, Nichifor Bianca, care s-a ostenit în Londra adunând ajutoare pentru copii de 3 luni și le mulțumesc pe această cale și celor care au avut inițiativa și celor care, sigur, au făcut aceste donații. Doritorii trebuie să se deplaseze la Biserica Sfântul Gheorghe din Fântânele sau să ia legătura cu preotul paroh Dumitru Cristea. Ei trebuie să aibă asupra lor o copie după actul de identitate pentru a se încheia un proces verbal de predare-primire. Precizăm că pentru aceste donații care le-am primit, cei care la rândul lor le vor primi, va trebui să aducă o copie după buletin ca noi să putem trimite în țara de origine, sperând și la alte ajutoare pentru viitor. Mulțumim încă o dată și rog tare mult pe cei care au nevoie de aceste lucruri să vină, sigur, ori persoană delegată, ori chiar persoana în cauză. Menționăm că frecvent se organizează acțiuni de binefacere de către asociații non-guvernamentare care aduc bucurie pe chipurile bătrânilor sau familiilor cu copii care se află la nevoie. De fiecare dată când e sărbătoare sau e zi de târg, strada Ceferiștilor din Pașcan e paralizată. Zeci de mașini sunt blocate minute în trafic, iar răbdarea este pusă la grea încercare și pentru șoferi și pentru pietoni. 14 septembrie, ora 10. Strada Ceferiștilor din Pașcan paralizată de mașini din toate părțile, de pietoni și de muncitori de la canalizare. În doar câteva minute s-au format cozi de mașini de ajungeau până la gare pe o parte și până la sediul EON pe sensul celălalt de mers. Pe aici coleați șneau și pietonii, care cu ghiozdanul în spate, care cu gențiile pline de cumpărături. Mulți dintre pășcăneni spun că așa se întâmplă de fiecare dată când e târg sau e sărbătoare, dat fiind că în apropiere sunt școlile, piața și supermarketurile, gara și autogara. Traficul este infernal și abia dacă se înaintează câțiva metri. De parcare nici nu poate fi vorba. Deși au fost discuții intense și propuneri pentru amenajarea unor locuri de parcare în zona pieței, astfel fiind fluidizat și traficul, totul a rămas doar la stadiul de propunere până în acest moment. Ziua de marți 13 a fost una cu ghinion pentru un bărbat și un copil de doar 7 ani. Aceștia făceau diferite activități agricole când într-un moment de neatenție s-au rănit ajungând pe mâna medicilor. Și tentativele de suicid au fost luate în atenția cadrelor de la CPU. Mare atenție la muncile agricole în această perioadă, în doar o clipă de neatenție vă puteți răni, uneori destul de grav. Este și cazul unui bărbat de 35 de ani din Cristești, care se afla pe câmp, l-a tăiat porumbul și și-a înfipt secerea în piciorul stâng, făcându-și o rană de aproximativ 5 cm. Familia, care era prin zona, a chemat de urgență un echipaj medical care l-a transportat la spital. Și căzăturile din căruță sunt frecvente în această perioadă. Un copil de numai 7 ani din Pașcani a ajuns la spital inconștient cu mai multe lovituri la cap și pe corp după ce s-a dezechilibrat și a căzut din atelaj. Nefericitul moment a avut loc aseară la ora 18. Tot la Spitalul Municipal de Urgență a ajuns câteva minute mai târziu o femeie de 45 de ani din Băureni-Moțca. Supărată pe viață, ea a decis să-și pună capăt zilelor înghițind 10 pastile recomandate în stările anxioase. A fost găsită la timp de familie și poliție și transportată la CPU pentru îngrijiri medicale. Ofertă bogată anulare, Clubul Copiilor din Pașcan așteaptă sutele de copii pentru a se înscrie la cercurile puse la dispoziția lor de către conducere. Nu lipsesc cele din domeniul cultural-artistic, tehnico-științific și sportiv. A început școala, iar elevii sunt așteptați la Clubul Copiilor din Pașcan pentru a se înscrie la cercurile de recreație puse la dispoziție în acest an școlar.
Înscrierile se fac în perioada 12-30 septembrie 2016 în holul de la intrarea în club, de luni până vineri, de la ora 9 până la 12, iar cel mai mic cursant acceptat trebuie să aibă vârsta de 5 ani. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. Înscrierile au început odată cu ziua de 12 septembrie și vor continua până la sfârșitul acestei luni. Clubul copiilor primește copii de toate vârstele, de la 5 ani până la 18 ani, sigur. După formarea grupelor, părinții vor aduce documentele cerute de reprezentanții Clubului Copiilor din Pașcan și avizul medical va fi necesar numai în vederea activităților ce presupun efort fizic. Cursurile sunt gratuite. Zilnic, părinții, bunicii, copiii pot veni, găsesc fișele de înscriere la parterul Clubului Copiilor și pot să facă înscrierile preliminare. De îndată ce grupele se vor constitui, părinții și copiii vor fi invitați pentru realizarea înscrierilor definitive. Se fac pregătiri pentru deschiderea oficială ce va avea loc duminică 2 octombrie, începând cu ora 10, moment în care va avea loc și o expoziție de carte, dar și alte surprize pregătite de profesorul Mărioara Preot. Festivitatea de deschidere, da, de plină a Clubului Copiilor va avea loc în ziua de duminică, 2 octombrie 2016, la ora 10. De asemenea, Cenaclul Literar, profesoară Marioara Preutu. Mai multe informații găsiți pe site-ul btv.info. Amenzi de 10.000 de lei la Hârlău, polițiști împreună cu jandarmii din oraș au făcut mai multe controle la magazinele din localitate, în spațiile publice și au controlat șoferii care au tranzitat zona. În scopul prevenirii activităților ilicite de comerț și încălcarea normelor rutiere, polițiștii din Hârlău au acționat în mai multe zone din oraș pentru asigurarea unui climat de ordine. În urma controalelor desfășurate, au fost date numai puțin de 21 de amenzi în valoare de 5.460 de lei. Au fost verificați 8 agenți economici, controlate 22 de autovehicule și verificați 13 căruțași. De asemenea, au fost verificate 75 de persoane și aplicate 21 de sancțiuni contravenționale. Cei care au încălcat legea au primit amenzi între 200 și 500 de lei, cea mai mare sancțiune fiind dată unui bărbat de 34 de ani din Hârlău care vindea pepeni verzi în satul Cotnari, într-o zonă în care activitățile comerciale sunt interzise. Și șoferii au fost luați în vizor de polițiștii din Hârlău. Un tânăr de 22 ani din oraș a fost amendat cu 250 lei, deoarece se deplasa cu mașina în jurul orei 9 pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, fără a purta centura de siguranță. În același interval orar a fost depistat un tânăr de 21 de ani din Ceplenița, făcând scandal pe stradă. Bărbatul aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost amendat de oamenii legii cu 200 de lei. Gata cu bălăceala la Pașcani. Duminica a fost ultima zi în care iubitorii de apă au putut merge la ștrandul din municipiu. Despre cât au fost încasările în materialul video. La final de sezon, administrația locală a tras linie și a socotit încasările obținute în perioada 28 iunie-11 septembrie. Față de anul trecut, când încasările au fost de aproximativ 80.000 de lei, în această vară s-au obținut din vânzarea biletelor de acces puțin sub 55.000 de lei. Acesta a funcționat în perioada 28 iunie-11 septembrie 2016. În toată această perioadă, încasările totale au fost de 54.750 de lei. Din această sumă au fost plătite însă și salariile paznicilor, vopsirea ștrandului înainte de deschidere sau operațiunile de igienizare și clorinare. Din acești bani, bineînțeles că s-au asigurat și cheltuielile, mă refer aici la partea de vopsea, la partea de angajați ai ștrandului și alte, eu știu, cheltuieli apărute cu clorinarea. Reprezentanții primăriei spun că suma încasată ar fi fost mai mare dacă nu ar fi fost avarii la rețeaua de apă în câteva zile de duminică, moment în care ștrandul a fost închis. Ștrandul a fost închis odată cu acele defecțiuni apărute pe raza municipiului Pașcani la furnizarea de apă și probabil dacă în acele weekenduri, două dintre ele știu că au fost foarte călduroase și a fost o solicitare mare la ștrand, dacă și acele weekenduri ar fi fost deschis ștrandul, cu siguranță încasările ar fi fost ceva mai mare acum. Reamintim că nici în acest an nu a fost amenajată o terasă în incinta ștrandului. Asta deși administrația locală din Pașcani a organizat două licitații pentru concesionarea 200 metri pătrați. Din cauza prețului neatractiv de 2 lei și 44 de bani metru pătrat pe zi, comercianții nu s-au arătat interesați.
Joi, vremea în România va fi caldă în toate regiunile, deși valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior în est și sud-est. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în partea de sud-est a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, iar cele minime între 10 și 18 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, pe arii restrânse, va fi ceață. La Pașcani, vremea va fi însorită, cu 26 de grade în termometre. Meteorologii prognozează 13 grade la ora 9 dimineața. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Sunteți și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Mai bine!